Deci, tensiunile între voi au continuat și ieri după emisiune, pentru că v-am zis, ei continuă emisiunea și după ce noi plecăm toți acasă, ei mai rămân în protocol și spun tot ceea ce n-apucă să spun aici. A încercat Rafael în zadar să-i liniștească, ba mai mult Viorel a vrut să o scoată pe Veronica din piesa care va fi lansată azi. Hai să vedem și noi. În piesă nu știu cum va intra. Vă spun sigur că... Nu. Fac ce fac și tot la scandal ajung. În loc să sărbătorească faptul că se pregătesc să lanseze o nouă piesă împreună cu Rafaelo, Vulpița și Viorel au fost mai porniți ca niciodată, unul împotriva celuilalt, aseară, după ce emisiunea s-a terminat. Ba chiar așa cum ați auzit, Viorel s-a bătut cu pumnii în piept că nu o va lăsa pe Vulpița să cânte azi la lansarea piesei. Dar să o luăm cu începutul, să vedem ce l-a scos atât de tare din minți. Să stai cu Gabriela, nu știu cu ce mai are. Și mulțumesc că mi-a filmat hainele, că nu trebuia să rămână cu ea în continuare. Cine? Eu cu el nu mai vreau. Cine spui că ți-a filmat hainele? Păi, ăla, cumnat-o, viitorul cumnat. Tu ce vrei să-i spui? Eu nu-i dau detalii, nu-i dau nimic, niciun detaliu frumos. Ce s-a întâmplat duminică acolo a fost urât din partea ei. Urât? Eu nu te vreau, ți-am spus de atâta ori că eu nu te vreau în viața mea. Ce? Deci, acolo, nu a acceptat, la distracția aia acolo, așa că asta, a fost urât din partea ei ce-a făcut. Eu nu te mai vreau în viața mea, tu ce nu înțelegi? Te duci pe titlul sâmburică și... Băi, băi, tu să nu mă comanzi tu pe mine, că toată viața m-ai comandat și cât erai la Blăgești. Da? Da? Ce ți-am zis eu acolo? Eu nu-ți dau ce-i detalii. Nu-ți dau detalii. Rău-i cu Gabriela ta, ca să fii fiată. Există un băiat cu care tu vorbești sau doar la inimii pe nu! Să-mi spui și mie aseară cu cine ai vorbit în bucătărie. Dar și când, să spui. Când am auzit eu... Vorbeați cu cine vreau, tu cu cine vrei. Nu te mai baga în viața mea. Oricum, mâine piesă nu o să intri înăuntru. Da, crezi că cine ești? Ba, că-s eu. Tu? Da, eu. Vai, băiatule. Tu cu mine nu te cerți? Nu, tu comanzi. Tu ești sigur, Viorel, că ai auzit-o vorbind la telefon da, cu bărbat? Da, aseară, da, în bucătărie, era ușa, cum e asta, tu închisă. Tu cu cine ai vorbit? Cu Gabriela? Și am, uite așa, stăteam cu urechea la ușă și am da? Auzit exact. Poate se făcea că vorbești. Băi, tu crezi că eu nu știu? Vorbeai sau te făceai? N-am vorbit cu nimeni. Cum n-ai vorbit aseară în bucătărie? Tu visezi, ai avut visuri. Și pe balcon am vorbit și același lucru a spus. Și pe balcon același lucru. De ce te deranjează? Păi dar ce trebuia să-i spun? Da, de ce trebuie să mă controlezi tu pe dar mine? Dar ce trebuia să spună de piesă, de aia, de aia? Și tu vorbesc cu cine vreau, e viața mea. Da? Da. Să-ți sară șmecheria, că șmecheria... Zii, hai, vezi că nu știi să vorbești. Întâi să te corectezi. Nu te mai dat tu șmecheria atâta, că tot m-ai făcut vezi în tot ziua. Vezi că m-ai făcut în tot ziua. Corectează-te întâi. Da. M-ai făcut, ai zis, mi-a arătat piesa dimineața și mi-a arătat cu mâna. Da, zic direct, că mie nu-i rușine. Eu nu ți-am zis așa. Cum n-ai spus? Nu ți-am zis. Dovezi sunt, foarte da. Mult. Și eu n-am dovezi? Ce dovezi ai? A, nu. Hai, du-te, vezi că te așteaptă. Cine mă așteaptă? Găcicuța ta, stii, mă știu. Hai, dă-i drumul și nu mă mai pune. După minute în șir de ceartă, în ajutorul soților Stegaru, a venit Rafaelo. Dar până la urmă tău mai vrei pe Veronica sau? Hai, mă vezi? Adică cum eu, prin că vorbește la telefon în bucătărie, zice nu e așa. Păi și tu de asta ai vorbit că vorbește ea? Mâine, în piesă, nici nu va intra. Vă spun sigur că... Nu vrei să rași nu. Păi de ce o spus rău? Da, o spus că ci, dacă nu sunt eu acolo, ce-o făcut piesă cu Rafaelo, ce înseamnă asta? Nu o să aibă succes, nici nu intru. Sigur așa o spus? Sigur așa. Ai auzit tu bine? Am auzit destul de bine. Vrei să te mai pași chiar sau nu? Eu vreau, dar dacă schimbă comportamentul. Eu zic să lași femeile să te împași chiar. Oricum, mâine de fapt, nu tu vrei să te împași chiar, dar mâine așa nu te intru. Auzi, mâine nu intru. Nu vrei să intri? Deloc. Așa vrei să lasă să intri? Nu. Păi de ce? Nu. Mai vrei să intru deloc? Intră, dar dacă intră ea, plec eu. De ce? De intrat ea nu intră. Păi, Viorel, dar e o piesă frumoasă, e o piesă... Da, e piesă care frumoasă. Care transmite ceva frumos. E piesă frumoasă, dar ea e vinovată că trebuie... Și faptul că de-aș o vorbi la telefon și-a spus... Cu eu a spus, nu știu. Și ea trebuie să fie în clip, că și ea... Trebuia să spună că ea o zis și... Și ea e cunoscut, ea e mai cunoscută ca tine. Ea e mai iubită ca tine. Asta a spus Rafa. Veronica, Vulpița, e mai iubită decât tine, Viorel. Deci tu ești în umbra ei, nu ea e în umbra ta. Se mai inversează. Așa zici tu. Nu prea vine crede. Ba, da. Următoarea se inversează. Dar de ce crezi că Veronica
de căzut în ochii fanilor. De ce crezi tu că a scăzut în numărul admiratorilor? Nu știu. Adică de ce crezi tu, hai să nu spunem fani, hai să spunem public, de ce crezi tu că publicul mai degrabă ar ține cu tine și nu cu ea? Tu care ai și făcut atâtea lucruri în ultima perioadă, vorbit cu tot felul de domnișoare, cu tot felul de domni care se dau domnișoare, cu tot felul de fete care ajung la tine acasă și se uită în hainele tale. Adică de ce lumea doamna Mirela, ar fi haine, de partea ta? Doamna Mirela, în haine la mine nu s-a uitat. Nu, hainele ei. Da. Dacă sunt la vedere, doamna Mirela. Dar unde sunt? Sunt la vedere că o scos mai micuța ta. Și mulțumesc. A, la vedenile în Strujani, adică păi, le poate admira toată Strujani. Lumea. Te duci ca la muzeu în Blăgești. Ah, acolo aici, e muzeu, nu știu. Aici pe dreapta, bă, nu mai... putrezesc hainele da, Veronica. Nu mai, asta eu ți-am zis că o să... Da, pe dreapta sunt muzeu. Să vă duceți la hainele mele, că așa... O să scadă ea și acolo în Glujani? Tot da, acolo? Cred că tot acolo în Glujani. O să scadă șmecheria. Hai, vai de mine. Bine. Măi, ce greșe că... este vouă, mă? Eu cred că vouă de prea mult bine. Când aveați acasă problemele și nu aveați de niciunele, atunci nu vă mai certați. Acum, când aveți totul la picioare, da, iată, emisiuni fiecare zi, public numeros care se uită la voi, piese pe care le lansați, un apartament în care stați, tot nu e bine. Nu e bine, dar doamna nu Mirela. E bine, trebuie să stricați voi treaba. Doamna prea Mirela, multă fericire strică. Hai atunci să divorțați ca să fie treaba. Păi da, așa mai gine. Eu nu mă duc eu. Unde nu te duci? La divorț. Dar ea a scăpat de tine, doamne. Dar n-ai spus că te duci la divorț când ieși din pandemie? O las pe ea. Da, știi ce mi-ai zis dimineață? Că vrei iar bani. Pentru ce? Pentru fată, iarăși. Dar nu i-ai dat 10 milioane vechi? Și el i-a scot. Tu ai dat vreun ban la fată? Da. Cât? I-am dat acum. Cât? Știți când a fost? I-am dat 500 de lei. 500 de lei. Păi da, dar i-a dat 1000 de lei. Și 50 de cinci... A, i-ai dat-o înapoi. Păi nu, era aici. Și ai dat și tu 500 de lei la fata? Da, da, da. Așa. Și acum cu iar mai încaută. Acum, tu la asta, când îi mai, când îi mai pun iar? Jumate, jumate. Cât? Iară 500 și 500? Da. Și foarte bine că dați pentru copilul vostru. Da. Dacă tot nu-l vedeți, cum fac mulți români plecați exact. De lângă copii. Da. Dom'le, dacă tot nu-l vedeți, măcar trimiteți banii acasă. Exact, măcar doamna să înțelegeți Mirela. Ceva. Exact. Exact, hai să mergem la divorț. Eu cu tine m-am săturat. Ia jumate. Bun. Hai să ne referim un pic. Mai, e lansare mare azi. Deci voi trebuia să fiți acum toți în șampanie, în puf, în pene și să lansăm o piesă. Că artiștii când au de lansat piese, trei zile înainte nu dorm. Se pregătesc cu haine, cu ultimele alea. Voi pe scandal, pe ceartă... În 5 minute să... Pe scandal, pe ceartă, pe divorț și voi lansați o piesă care o să aibă iarăși milioane de vizualizări. De nu ce? Contează pentru voi. Auzi, asta, eu am zis eu ceva. Ia, dacă cu divorțul ăsta eu n-am zis nimic. Păi spui de dimineață. În afara emisiunii. Bun. A venit